Deși severinenii au așteptat cu nerăbdare rețeaua de gaze naturale, se pare că principalul operator de furnizare al acestui serviciu din județul nostru, Mehedinți Gaz, nu se oprește să aducă oamenii la limita disperării. O nouă notificare de majorare a prețului la gaze se anunță de la 1 decembrie la 714 lei pe megawatt. Nu a trecut mult timp de când Mehedinți Gaz a îngrozit severinenii cu majorări de 7 ori mai mari la facturare. Notificările de la acea vreme anunțau că prețul pentru 1 megawatt era de 1,190 de lei cu TVA. Acea situație părea că s-a rezolvat, însă o nouă veste i-a dat peste cap pe cetățeni. De-abia el le-a băgat gazul și ne-a băgat și acum ne agață și ne forțează. N-avem ce să facem. Niște nenorociți. Și nici nu prea ai variante de plecat, că zice că poți să pleci. Păi de unde să pleci? Pleci de la Maria și te duci la Nicoliță. Cât de greu este pentru Severine? Nu știu, vedem acum. Vedem acum când o veni, că până acum a fost bine, n-au fost prețurile mărite, dar vedem din ianuarie când o veni sau din decembrie. Acum se măresc. Oamenii au primit o notificare în care au fost anunțați că Mehedinți Gaz majorează din nou prețurile la gaze de la 1 decembrie 2021 la 714 lei pe megawatt. Gazul ăla, păi uite și copilul a pus și vrea să facă cu prima factură și să ducă să schimbe. Păi ce face? De unde? Cum vi se par prețul? Nasoale. Ce să mai spun? Asta e. Cât de dificil va fi pentru severineni în această iarnă? Pentru severineni e jale. E jale. Părere foarte proastă. Niște scruci, deci gazul vine din același loc. Noi luăm toți trei, suntem furnizori de gaz. Îl luăm cu 2 lei, ăla îl dă cu 7, matal dai cu 3, eu îl dau cu 8. Cum credeți că va fi pentru severineni? Rău. Rău. Se pare că bucuria de a beneficia de rețeaua de gaze naturale nu a durat prea mult pentru severineni. Sărăcie, spaimă și deznădejde, aceste cuvinte sunt pe buzele tuturor românilor, speriați de scumpirile care i-au luat cu asalt. Atât prețul utilităților, cât și al alimentelor de bază a înregistrat o majorare record anul acesta.